Da, tocmai s-au lansat Galaxy S9 și S9 Plus. Trebuie să recunoaștem că S9 este cel mai așteptat terminal al acestui început de an și el, iată, în sfârșit a venit. Ladies and gentlemen, I give you Galaxy S9 and S9 Plus. Acesta din mâna mea este S9 Plus, vedeta de la Mobile World Congress 2018. Din punct de vedere al construcției și designului, este destul de apropiat de modelul S8 Plus și așa un telefon foarte bun. Aceleași materiale premium, aceeași construcție robustă. S-a păstrat ecranul Infinity Display în format 18.5:9. Și de asemenea avem în continuare sticlă pe spate. Haideți să trecem rapid în revistă care sunt principalii diferențiatori față de precedentul model. În primul și în primul rând, S9 vine cu o cameră mult mai puternică. Avem de a face cu o cameră duală în cazul lui S9 Plus și tot în cazul lui S9 Plus avem și prima cameră cu apertură duală instalată vreodată pe un smartphone. Vorbim despre două camere în loc de una, poziționate vertical, iar senzorul de amprentă a fost mutat din lateralul camerei în josul acesteia, ceea ce îl duce mai aproape de mijlocul telefonului, ceea ce îl face de asemenea mult mai ușor accesibil. Era un pic peste mână să pui degetul aici. Cu alte cuvinte, avem două expuneri diferite, fie 1.5, fie 2.4, în funcție de condițiile de luminozitate în care se realizează respectiva fotografie. Putem avea acel minunat bokeh pe camerele din spate, pentru că, da, ele sunt două și acel efect poate fi obținut cu oarece ușurință. De asemenea, acel 1.5 expunere înseamnă, de fapt, una dintre cele mai luminoase camere instalate vreodată pe un telefon. O altă facilitate foarte interesantă pe care au adăugat-o pe camera lui S9 este super slow motion. Practic, acest telefon este capabil să filmeze cu 960 de cadre pe secundă, ceea ce este foarte mult până și pentru camere profesionale dedicate și, credeți-mă, aceste super slow-mos arată excepțional. Bat foarte repede, cum bine puteți vedea din degete, și iată ce a ieșit. Iată. Un alt feature bun de avut este faptul că ambele camere de pe S9 Plus sunt stabilizate. Vă puteți întreba probabil unde veți stoca toată această informație, toate aceste date. Ei bine, avem și un slot de card microSD în care putem băga un card suplimentar care să mărească practic cantitatea de memorie, un card de până la 400 de GB. Nici nu vreau să știu cât costă un astfel de card. Probabil Samsung, ca răspuns la ceea ce a adus Apple pe iPhone 10, au decis să ducă povestea asta cu emojiurile la un cu totul alt nivel. Îți poți face un emoji personalizat după chipul și asemănarea ta, ca să zic așa. Emojiuri pe care să le poți posta ulterior pe rețele sociale, pe WhatsApp sau oriunde îți dorești. Iată, mi-a identificat și ochelarii, pot să-i customizez diverse chestii, de exemplu freza, nu, eu zic să o lăsăm pe asta, este ok. Se mișcă odată cu mine, mă urmărește în timp real, poate schimba expresia, zâmbește, clipește, e destul de sincron, dă din cap. Practic este o oglindă grafică a mea
pe care pot să o fotografiez, pot să o trimit pe rețelele sociale, pot să o postez, pot să fac tot felul de lucruri. Tot la capitolul update-uri software este Bixby, varianta 2.0, adică inteligentul artificial al celor de la Samsung, capabil acum să traducă direct pe cameră, de exemplu, un meniu de restaurant în limba ta. Practic tot ceea ce trebuie să faci este să îndrepți camera către acele cuvinte scrise într-o limbă străină, iar Bixby ți le traduce automat. Iată, telefonul a tradus din limba engleză în limba spaniolă cu mare ușurință. Rămâne de văzut cum se descurcă la task-uri ceva mai dificile de atât, dar funcția pare să meargă până una alta foarte, foarte bine. Așa cum spuneam și la început, din punct de vedere al designului și construcției, S9 este foarte asemănător cu S8. Avem încărcare USB Type-C în partea de jos, jack-ul pentru căști a fost păstrat. Mi se pare iarăși o decizie destul de interesantă și nu tocmai rea, pentru că există în continuare numeroase căști pe jack. Nu vrei neapărat să schimbi conectorul căștilor, plus că poate îți dorești să folosești anumite mărci third party care nu au trecut încă la USB-C sau, cum a procedat Apple, la un port Lightning. Dacă S8 era un telefon bun, putem spune că S9 este un upgrade substanțial, mai ales din punct de vedere al puterii de procesare. Telefonul este motorizat de noi procesoare, atât de la Qualcomm, este vorba despre foarte puternicul Snapdragon 845 sau un procesor Exynos de producție proprie Samsung, ambele extrem de rapide, extrem de capabile. Diferența de procesoare practic va fi făcută doar de regiunea în care este vândut telefonul, dar din nou ele sunt comparabile. Cam acestea au fost foarte pe scurt detaliile legate de noul S9 și cu siguranță săptămâna asta, sâmbătă, veți beneficia la Zona IT la 10 dimineața pe TVR1 și TVR HD de un review amplu.